Salutare și bine ați venit la încă un episod din Cărți și Alina, episod în care, așa cum bănuiesc că vă dați și seama din felul în care se filmează toată treaba asta, vom face încă o parte din turul bibliotecii și anume penultimul raft pe care intenționez să vi-l arăt și pe care vi-l mai pot arăta din acest mic serial. Ca să începem așa frumos, ne vom uita așa un pic de la distanță la el, adică vom băga o privire de ansamblu. Iată-l avem pe Vader. Avem și un trooper din ăla lângă el. Nu sunt ai mei, sunt ai lui mai tăi, dar am ținut foarte mult să vi arăt pentru că mi se par foarte marfă. Și avem ceva cărți de vizionat. Hai să începem. Una pe adânci de Paula Hawkins. O agendă super drăguță pe care am primit-o de la o prietenă, care are coperta din lemn și este plină de pagini albe, poate numai bune pentru scris ceva interesant, desenat, nu știu, poate, un pic de auriu pe aici, vintage. Cool stuff. Seria Detectiv fără voie de George Arion, care cuprinde toate romanele din seria aia, cu Andrei Mladin ca personaj principal. Avem Necronomicon Commemorative Edition, The Best Weird Tales of H.P. Lovecraft, o ediție foarte frumoasă pe care am primit-o de la Matei de Crăciun și care, pe lângă alte, mă rog, foarte multe povești drăguțe, are și niște ilustrații foarte mișto. Asta, mă rog, este mai puțin mișto față de altele, dar ideea este să le și găsim pe alea. De exemplu, vă zic, este o ediție foarte frumoasă și din câte știu mai sunt și alte chestii din aceeași serie. Dar pe astea mi se pare că le puteți găsi la Cărturești și la librăria Eminescu pentru cei care știu despre ce vorbesc din București. The Complete Tales and Poems of Edgar Allan Poe, la fel, o ediție primită de la o prietenă cu o anumită ocazie pe care nu are sens să o amintesc aici pentru că aia e ceva prea personal. Foarte frumoasă, foarte, foarte, foarte frumoasă ediția, o chestie din asta argintie, așa la muche, foarte frumoasă făcută, scrisul nu este prea mic, este numai bun, numai bun. Și la fel mi se pare că are ilustrații numai dacă le-aș găsi. Sau poate n-are ilustrații, poate a fost totul mintea mea. Cert este că asta chiar cuprinde tot. Tot ce a făcut el, Poe, that is, ia uite ce marfă, creepy. Sânge. House of Leaves de Mark Z. Danielewski, un roman foarte interesant de care v-am mai povestit la un moment dat și căruia i-am făcut o recenzie acum destul de mult timp. La fel insist să vă arăt de ce, pentru că este scrisă foarte interesant și așa ceva nu am mai întâlnit până acum la o carte. Dacă voi ați mai întâlnit cărți în același stil, o să vă rog să-mi spuneți despre ele. N-are sens să stau să vă explic acum ce se întâmplă sau așa, pentru că aveți recenzia pe care, dacă nu voi uita din nou, o voi atașa acestui clip. Confesiunile unui cafegiu de Gheorghe Florescu, Nightmares and Dreamscapes de Stephen King, Orașul bântuit de Stephen King, Punk Rock and Trailer Parks de Dirk Backdraft, The Devil's Footprints de Scott Alley, Paul Lee, Brian Harton și Dave Stewart, cred. Harker, The Book of Solomon de Roger Gibson și Vince Danks, Providence de Alan Moore și Jace Burrows, Traxas and the Sorcerers de Martin Scott, Azazil de Yousef Zidane sau Zidane, mă rog, Persuasiune și Mănăstirea Northanger de Jane Austen, Trezirea de Kate Chopin sau Chopin sau cum vrei să-i zici.
Zidul de Jean-Paul Sartre, Gertrude, Rosald și Ultima vară a lui Klingsor de Hermann Hesse, The Bone Clocks de David Mitchell, scriitorul cărții Cloud Atlas, pentru cine știe, O mână de oase de Stephen King, o carte ce nu știu cât de mult are legătură cu BookTube, dar hai să spunem că are, că până la urmă este carte, este practic a doua ediție din Thinking with Type de Ellen Lupton, încă nu am apucat să o citesc sau, mă rog, să o parcurg, pentru că nu știu cât poți să doar să citești așa ceva. Este o carte despre fonturi și despre text și, mă rog, alte lucruri care mie una îmi trebuiesc. Și, din câte am înțeles, este o carte destul de bună legată de acest domeniu. Rămânem pe aceeași cracă cu The Practical Encyclopedia of Calligraphy de Janet Mahigan, sau cum se pronunță. Este la fel ceva legat de text, dar de data asta text făcut direct, mă rog, cu mâna. Adică despre scris caligrafic și tot felul de proiecte interesante în care puteți folosi text. Iată, la fel cum puteți să vă legați și de calculator, dar partea asta nu știu cât de interesantă e aici. Interesante sunt părțile astea în care efectiv ți se arată cum să folosești, cum să scrii și tu așa. Ceea ce pe mine una mă interesează destul de mult. Și da, aș vrea să mai încerc și să mai învăț un pic. Be the worst you can be de Charles Saatchi, Julie and Julia, mă rog, Julie și Julia, este practic scrisă de Julie, am uitat cum o cheamă, Julie Powell scrie și pe carte, dar eu nu văd bine la ora asta. Și este și un film după treaba asta, când o voi citi, vă voi și spune ce și cum. Myths of the Norsemen de H.A. Gerber, sau cum naiba îi zice, la fel este o carte ce are și poze și tot fel de chestii despre mitologia nordică, practic. Adică, mă rog, da. N-am apucat să o citesc nici pe asta încă, dar este deținut, mai ales ca inspirație pentru chestii. Cartea următoare nu are supracopertă, pentru că așa am primit-o și eu, dar este practic I Rhymes, Sylvia Plath's Art of the Visual, de Connors și Bailey. Să vă arăt așa un pic. E o ediție foarte frumoasă, nu am ce să zic. Tot așa e foarte bună ca inspirație și, na, practic, sunt chestii legate de prea minunata Sylvia Plath. La fel, ceva foarte drăguț. Art Deco Fashion Masterpieces de Gordon Kerr. Mie îmi place foarte mult stilul ăsta vechi așa de ilustrații și tocmai de aia mi-am și luat cartea asta. Da, probabil că nu este pe gustul tuturor, dar nici nu trebuie să fie, că până la urmă fiecare are gusturile lui și îmi plac treburile astea așa mai vintage, dar vintage-ul ăsta. De ce mișto sunt razele astea, chiar mi se par mișto. În fine, na, fiecare cu gustul lui, un pic de istoric și foarte multe ilustrații. Foarte multe ilustrații. Fashion. Rămânem cam în aceeași colecție și avem Art Nouveau Posters de Michael Robinson. La fel, îmi place super, super mult stilul ăsta Art Nouveau. E, nu știu, e... Pentru mine e the shit, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Chestii, mă rog, de publicitate din vremea aia, când Art Nouveau era la mare modă. Foarte mult îmi plac, foarte simple unele. Dar, mă rog, îmi plac mie, cum
contează, nu atât așa pentru inspirație și pentru că îmi plac super, super mult. Ultima carte din același format pătrățos este Masterpieces of Art de Arthur Rackman sau Rackham, de Joseph Simas sau cum naiba se zice. Care e faza cu cartea asta? Omul ăsta a trăit cam în aceeași perioadă în care Art Nouveau era la mare preț. Oarecum, mă rog, sunt chestii de prin 1900-1920, ceva de genul, și este practic un nene ilustrator care a ilustrat mai multe cărți de povești și poezii și nu numai, și îmi place foarte mult stilul lui, este super, super drăgălaș și este o mare inspirație pentru mine, e o carte pe care îmi place pur și simplu să mă uit așa. Nu știu, când am nevoie de puțină drăgălășenie and stuff. Haha. Volumul 1 din Kill or Be Killed de Ed Brubaker, Sean Phillips și Elizabeth Breitweiser. Yeah. Black Magic, volumul 1 de Greg Rucka și Nicola Scott sau Nicola Scott. Și The Wake de Scott Snyder și Sean Murphy. Acestea fiind spuse, ne vedem data viitoare cu un nou episod, să vedem exact când va fi această dată viitoare. Este posibil să ne vedem săptămâna următoare vineri sau săptămâna cealaltă. O să vedem în funcție de posibilități și în funcție de gadgeturi. Ca să zic așa. Până data viitoare, vă salut!